Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. O întrebare, dacă îmi permiteți, domnule președinte Zelenski. Ați vorbit chiar în discursul dumneavoastră despre sprijinul militar care v-a fost oferit din partea României. Dacă ne puteți spune ce i-ați cerut astăzi președintelui României, Klaus Iohannis, mai exact ce sprijin militar? Дякую вам за запитання. Я не впевнений, що можу вам сказати всі деталі. Ви мовсмес пентру întrebare, dar nu vă pot spune toate detaliile. Може бути інформація, яку не дуже хочеться, щоб чула російська федерація. Aici poate există și informații despre care nu putem face public. Accentul principal a fost pus de mine pe sisteme antiaeriene. Sunt foarte bucuros că Ucraina a fost auzită de România. Și o întrebare, dacă îmi permiteți, domnule președinte Klaus Iohannis, care a fost motivul pentru care discursul președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski a fost anulat în Parlamentul României? În momentul acesta are loc și un protest acolo făcut de către mai mulți senatori și deputați. Agenda președintelui Zelenski a fost negociată între cele două delegații și comunicată public. Atât pot să spun la asta. Why you didn't ask me about Parliament? You spoke with President Iohannis about me. You can ask me. What is the reason? I think you understand that I have not any deficit with the speeches. That is the reason. In any country, with all my respect, and really the situation that, of course, I came to visit people in Romania, to be very thankful and to speak strategically with President Iohannis. Also, in my agenda, to meet with Prime Minister and also with speakers, I think, with some parliamentarians. But I didn't prepare any speech, with all respect. Okay. Maybe somebody against, but I'm not ready to do it. Okay. Thank you. But next time, be sure, especially for your parliament, for all the journalists, for everybody, I will come, and of course, with pleasure, we'll do it. Thank you. Thank you so much. Доброго дня, пане президенте, Олена Чернякова. Președintele Ucrainei, referitoare la motivul pentru care nu se va adresa astăzi Parlamentului și a spus că a venit să discute cu președintele, să discute cu premierul și cu câțiva parlamentari, dar că nu a pregătit un discurs. Aceasta a fost explicația oficială a lui Volodymyr Zelenski la o întrebare care a fost inițial adresată președintelui Klaus Iohannis, de ce și-a anulat discursul în Parlament. Revenim la declarație. Абсолютно безпеку у Чорному морі у регіоні, якщо ні, що треба зробити, щоб вона такою була. Cum România consideră securitatea din Marea Neagră? Dacă e ok, bine, dacă nu, ce trebuie să facem împreună ca să... 3-6 mesi, можливо, менше. Дуже дякую. Cât va dura pregătirea piloților pentru F-16? Me? Ok, thank you, Mr. President. Дякую за запитання. Vă mulțumesc pentru întrebare. Cine stă în spatele la Hamas? În spatele lor stă cei care îi susțin. Cei care le susțin public, le susțin cu arme. Și aceasta nu s-a întâmplat de ieri sau alaltăieri. Acesta e un proces durabil. А також в соцмережах ви можете побачити по Și pe rețele de socializare puteți găsi răspuns la aceste întrebări. Cine postează diferite semnale și comentarii? Considerăm că Rusia este una dintre țările care a ajutat Hamasul și stă în spatele Hamasului. În ce privește atacul terorist asupra Israelului, eu am spus de la început, am comunicat condamnarea acestui atac terorist executat pe scară largă și am spus din capul locului că noi
sprijinim dreptul Israelului de a se apăra împotriva dușmanilor săi. Cine și cum a acționat în spatele acestui atac, vom afla pe măsură ce aceste date vor deveni mai clare. În ce privește Marea Neagră, România este aliat NATO și ca atare, cu toate că ne aflăm la Marea Neagră, prin consolidarea flancului estic, România beneficiază de cele mai importante garanții de securitate din toată istoria noastră. Dar este clar că flancul estic trebuie în continuare întărit. Pentru asta este nevoie să avem atenția noastră îndreptată spre Marea Neagră. Asta facem și în cadrul NATO. Și astăzi cu președintele Zelenski am vorbit despre cum putem să colaborăm mai bine în zona Mării Negre. Noi credem că este important ca Marea Neagră să rămână o mare deschisă, să nu fie controlată de unii sau de alții, ci toți care avem ieșire la Marea Neagră să putem să folosim Marea Neagră așa cum este scris în tratatele internaționale. Mai este de lucru și dacă îmi este permis, așa cum am afirmat și în alte formate, acest război dus de Rusia împotriva Ucrainei, un război ilegal, injust, perfid, se desfășoară în Marea Neagră, în regiunea Mării Negre, cu atât mai mult avem tot interesul comun de a consolida securitatea în această zonă. Da. Mulțumesc. Ok. Finished. Dujujak. Thank you so much.